13 septembrie, ziua pompierilor. Sunt 174 de ani de la bătălia din dealul Spirii. 174 de ani de când eroii au îmbrăcat uniforma și pornesc cu vitejie spre intervenții în fiecare zi. Bună ziua, vă spunem astăzi din curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avrameancu din Cluj-Napoca, pentru că vrem să sărbătorim împreună cu eroii noștri, pentru că vă promiteam și la ultima vizită aici, cea din data de 1 martie, că vom reveni, fiindcă vrem să-i cunoașteți și dumneavoastră pe cei care în fiecare zi pleacă spre intervenții, așa cum vă spuneam, și nu știu când și dacă se vor mai întoarce. Am simțit emoție în jurul meu astăzi, mi-a fost transmisă și mie și eu vă transmit mai departe dumneavoastră, pentru că atunci când vorbim de salvare de vieți, automat vorbim și de emoție. Vom avea astăzi intervenții în direct și reportaje pentru a afla trecutul, dar și prezentul pompierilor. Pentru început însă, vă invit să urmărim un scurt material despre intervențiile de anul acesta, după care ne reîntoarcem aici, în curtea ISU Cluj. Iconar, cât apă ai? Toscăt! Și am luat poziția de drept pentru că alături de mine se află inspector șef al ISU Cluj, general de brigadă Ion Moldovan. La mulți ani, domnule general, și mulțumim pentru găzduire din nou. Mulțumim foarte mult și bine ați venit la noi din nou. Bine v-am găsit. Îmi spuneați mai devreme că disciplina este un prim pas, poate unul dintre cei mai importanți în această profesie. Da, așa este. Fără disciplină, eu cred că nu poți să faci nimic atât în viața militară, cred și eu, și în cea civilă. Sigur că pe noi ne definește în primul rând disciplina și seriozitatea și faptul că trebuie să fim disciplinați pentru a ne îndeplini misiunile. Altfel nu o să putem. Așa este, am observat acest aspect, dar astăzi, mai cu seamă, fiind zi de sărbătoare, am observat și emoție în rândul tuturor celor care sunt aici, cei pe care vrem de altfel să-i prezentăm telespectatorilor, poate și dincolo de uniformă. Da, sigur, astăzi colegii mei, cei care au fost prezenți la aceste manifestări, au îmbrăcat haina de sărbătoare. Spuneam în cuvântul meu, în fața invitaților, că în fiecare zi îi vedem pe drum îmbrăcați în ținute de intervenție, uneori murdare pe față, obosiți, când se întorc de la intervenție sau când pleacă la intervenție, stresați și hotărâți să-și facă treaba cât mai bine. Astăzi,
au îmbrăcat o haină de sărbătoare și merită și ei acest lucru o dată pe an. Așa este și să știți că aveți tot respectul nostru pentru Mulțumim. Tot ceea ce faceți. Vreau să vă întreb, domnule general, raportat la anul acesta, sigur, mai sunt câteva luni din an, dar aș vrea să facem o retrospectivă a misiunilor de salvare din acest an. Dacă ultima dată când ne-am văzut discutam de anul precedent și vorbeam de o perioadă post-pandemică și o perioadă, sigur, cu provocările aferente, iată că a venit anul acesta cu alte provocări, cu un război apărut dintr-o dată, care, sigur, și pentru dumneavoastră a îngreunat tot ceea ce a însemnat gestionarea situației și aici mă refer și la refugiați. Da, sigur, pentru noi lupta continuă sau este o luptă în fiecare zi. Noi nu avem pauză, nu avem zile libere. Din păcate, trebuie să gestionăm și acest tip de risc care până acum n-a mai fost gestionat în țara noastră și anume gestionarea refugiaților. Sigur că încă de la început ne-am gândit că oamenii aceia vor avea nevoie de ajutor, fiind țara care suntem vecini cu ei și știam sau bănuiam că vom avea un aflux mare de refugiați, am început să ne organizăm. Atât la graniță, mă refer la colegii mei de la Suceava, cât și în județele din apropierea județului de graniță, astfel încât să putem să le asigurăm minim de confort și de omenie oamenilor care vin în țara la noi. Și am reușit acest lucru la Cluj, sigur că o implicare destul de mare din partea tuturor factorilor de decizie, și anume autorităților locale și instituțiilor publice, dar mai ales din partea voluntarilor, instituțiilor, ONG-urilor, care, din acest punct de vedere, ne-au ajutat foarte mult și le sunt recunoscător. O să vorbim, sigur, o să vorbim și mai detaliat despre partea aceasta de voluntariat, dar tot înainte să intrăm în direct, îmi spuneați că Clujul, da, e cumva special din punct de vedere al muncii cu voluntarii. Da, noi suntem, din ce știu eu și știu foarte bine, că suntem avem cel mai vechi voluntariat din țară. Suntem județul cu cei mai vechi voluntari din țară. La noi voluntariatul se face, cred eu și nu greșesc, începând din anul 1995, am avut studenți voluntari care au venit și și-au făcut treaba în inspectoratul nostru. Și acest lucru ne mândrește. Să știți că întotdeauna am pus preț pe acest aspect și întotdeauna am crezut și credem în continuare că sunt bineveniți și își fac treaba foarte bine. Pentru că îi aveți pe cei mai buni dintre cei buni și pe partea aceasta de intervenție, dar și pe cei care, sigur, sunt, pot să spun, și colegi de breazlă cumva cu mine, sunt purtători de cuvânt, cei care ne aduc în fața activitatea dumneavoastră, am aflat că astăzi este și ziua informării preventive, odată cu ziua pompierilor, marți 13. Da, în fiecare lună, când data de 13 pică marți, noi am denumit-o așa generic marțea informării preventive și atunci asigur că ne accentuăm mai mult, știu, pe această latură activitatea noastră. Dar să știți că informarea o facem în fiecare zi, astfel încât oamenii să fie la curent cu tot ce trebuie să știe pe situații de urgență. Și cu siguranță se vede cumva tot ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere al informării. Întotdeauna e o cale foarte bine aleasă. În legătură cu misiunile de salvare, ne spuneați de acestea care, sigur, au fost atât de prompte în legătură cu refugiații. Tot anul acesta, așa cum e specific cumva municipiului Cluj-Napoca, ați avut parte aici de tot felul de organizări, de festivaluri, care necesită prezența dumneavoastră acolo. Cum s-au desfășurat acestea? Cum ați intervenit? Sigur, noi am vorbit și la momentul respectiv de faptul că ați asigurat tot ceea ce era nevoie la fiecare festival. Da, așa este. Sigur că în fiecare an lunile iulie și august sunt luni de foc pentru noi, dacă pot să le denumesc așa. Ca în fiecare an, cred eu că ne-am făcut treaba și ne-am făcut-o foarte bine.
Știu, sau referințele sunt foarte bune în ceea ce privește prezența noastră la cele două mari festivaluri care se desfășoară în zona noastră. Ce pot să vă spun? Că oamenii au încredere în noi, ne văd prezenți acolo și sunt mai liniștiți, ne văd că ne facem treaba și sunt încrezători că lucrurile sunt sigure și pot să vină în siguranță la festival. Domnule general, spuneți-ne cum petreceți această zi, ziua pompierilor. Știu că e ziua porților deschise, da? Da, în primul rând, cred eu că trebuie să îi apreciem și să îi omagem pe înaintașii noștri. Și astăzi am organizat o masă, să zic, festivă, câmpenească, cum vreți să-i spunem, și cu pensionarii noștri. Pensionarii, oamenii care au fost înaintea noastră în această instituție și și-au făcut treaba. Și-au făcut-o foarte bine. Și atunci am considerat necesar că este bine să petrecem câteva clipe și cu ei. Așa și s-au bucurat foarte mult că au fost prezenți la noi. Cumva ați făcut posibilă întâlnirea dintre generații, pentru că în același timp am observat cât de mulți tineri sunt în uniform aici. Da. Instituția noastră este căutată de tineri. În ultimul timp au venit foarte multe persoane care au terminat o formă de învățământ specifică nouă și au venit la Cluj. Să știți că adresabilitatea la Cluj este mare. Foarte multă lume vrea să vină în Cluj, poate și datorită faptului că, știu, municipiul, județul îți oferă mult mai multe lucruri decât în alte părți. Și atunci noi ne bucurăm. Noi ne bucurăm foarte mult că beneficiem de aportul tinerilor. Și asta este foarte important pentru noi. Așa este, și dacă tot vorbim de tineri, vă spuneam că pe final de ediție vorbim și cu doi tineri voluntari. Vă aștept din nou alături de mine și atunci. Noi, între timp, vrem să le oferim telespectatorilor mai multe informații despre tot ceea ce înseamnă activitatea pompierilor și am pregătit un material despre istoria pompierilor clujeni, realizat aici, în Muzeul Inspectoratului, dar și în Arhivele BCU, unde se găsește nenumărate documente despre activitatea și actele de eroism ale pompierilor clujeni. Urmărim materialul, după care ne reîntoarcem. Apărarea împotriva incendiilor s-a făcut încă din cele mai vechi timpuri. În Egiptul antic, pentru stingerea incendiilor, se foloseau pompe manuale, iar în Imperiul Roman existau unități de pompieri numite vigiles urbani. Mai târziu, cetățile din Evul Mediu erau prevăzute cu turnuri de supraveghere pentru observarea potențialelor incendii. Dacă ar fi să privim în urmă la trecutul luptei împotriva incendiilor, în județul nostru există vestigii chiar de pe vremea castelor romane. Și pe vremea romanilor erau foarte bine organizați să reacționeze rapid și să oprească extinderea acestuia, având în vedere că în perioada respectivă erau foarte multe materiale combustibile care se foloseau la case, incendiile se puteau extinde repede și distrugă întregi comunități. Pe teritoriul actual al județului Cluj, primele urme ale utilizării conștiente a focului apar încă din Paleoliticul Mijlociu. Între acestea se numără și atestarea arheologică a existenței societății omenești pe actuala vatra orașului Gherla, la locul numit Pietriș, unde s-au găsit urme de vetre de foc. Încă de pe atunci datează și măsurile individuale și colective de protecție împotriva incendiilor. Indiferent că a fost vorba despre obiecte rudimentare, cum ar fi gălețile sau pur și simplu ustensilele agricole, oamenii s-au organizat cu cât au putut mai bine să lupte împotriva incendiilor. Bineînțeles, vorbim și despre căruțele cu pompele manuale care au fost folosite foarte mult timp, de unde vine și denumirea pompierilor, de la gardienii pompelor. Erau atât de scumpe la vremea respectivă cât casele înșiruite pe o stradă. Au rămas aceste pompe în uz chiar până undeva la sfârșitul secolului XIX. Odată cu trecerea timpului s-au dezvoltat și formațiunile de pompieri. Astfel, în 1884, primăria orașului Cluj hotăra înființarea primei formațiuni de pompieri angajați cu sediul în incinta primăriei, forma de organizare în care și-au desfășurat activitatea până în 1936. Tot atunci s-a înființat și grupul de pompieri Cluj și se formează subunități la Turda, Dej și mai târziu la Huedin. De-a lungul timpului, și nu numai în Cluj, ca și peste tot, pompierii s-au confruntat cu numeroase astfel de incendii,
cu numeroase evenimente neplăcute. În ziarele pe care noi le păstrăm, biblioteca noastră le gestionează și le depozitează. Există numeroase astfel de articole. Ele prezintă scurte intervenții ale pompierilor la diferite incendii, articole care apar în ziare clujene, cum ar fi Patria, Biruința, Foaia Noastră, Gazeta Clujului. Schimbările intervenite în România post-revoluționară au condus inevitabil și la unele reorientări în activitatea grupului de pompieri al județului Cluj. Cu alte cuvinte, pentru îndeplinirea cât mai eficientă a tuturor misiunilor, începând cu 1 iulie 1994, în compania de pompieri Cluj-Napoca, funcționează Serviciul Medical de Urgență și Descarcerare. De atunci, medici, paramedici, asistenți, voluntari și pompieri formează familia Isus Murt pentru a oferi oricând ajutor semenilor noștri. Și atunci când vorbim de misiuni de salvare, vorbim și de o relație interinstituțională foarte bună. De data aceasta subliniem asupra relației ISU-SMURT. Alături de mine domnul dr. Cristian Ursu, medic șef UPU-SMURT, Spitalul Clinic de Urgență Cluj. Bună ziua, vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă. Salut, mulțumesc pentru invitație. Să știți că cumva vrem să aflăm mai multe lucruri, poate în concret despre activitatea dumneavoastră, care doar putem să ne imaginăm că este extrem, extrem de dificilă. Da, este o activitate dificilă, este cu totul altceva față de activitatea medicală obișnuită. Adică una este să fii de gardă în spital atunci când de bine de rău pacientul ți-a fost adus de către un echipaj, și alta este să te duci să preiei pacientul din stradă, uneori neștiind absolut nimic despre el, găsind într-o situație critică sau chiar luându-l de la el de acasă, dar tot așa găsindu-l în situații critice. Trebuie să o iei de la zero sau aproape de fiecare dată o iei de la zero, nu știi mai nimic despre pacient. De multe ori situațiile în care intervii sunt dificile, pentru că vorbim despre accidente rutiere, despre tot soiul de alte accidente, pacienți electrocutați, cu tot soiul de alte traumatisme. Deci este un specific aparte, cu un grad de dificultate crescut. Știm în general despre medici că trebuie să aibă anumite calități, poate dincolo de înțelegerea umană, pentru a face față situațiilor critice. În această zonă, în care, sigur, mergeți, așa cum spuneați, să preluați de undeva un pacient pe care îl puteți găsi în diferite faze, trebuie să ai ceva anume în plus? Adică spuneați că e total diferită o intervenție la fața locului, să spunem, față de ceea ce se întâmplă în unitatea spitalicească. Dar, până la urmă, și dumneavoastră sunteți oameni, așa cum ziceam, și de pompieri, dincolo de uniforma aceasta și de disciplina cu care acționează, probabil că impactul este unul care vă generează și dumneavoastră anumite sentimente, anumite senzații și poate chiar anumite traume. Da, de foarte multe ori întâlnim situații în care, din păcate, nu mai avem nimic de făcut. Te poți întâlni cu copii, te poți întâlni cu oameni tineri, cu tot soiul de accidente la care, din păcate, nu mai ai mare lucru de făcut. Și dacă vreți un exemplu, pandemia prin care a trecut chiar a lăsat urme asupra multora dintre noi. Pacienți critici, pacienți despre care știai că la un moment dat se vor sfârși, ce nu știai, nu știai în cât timp și prin ce chinuri vor trece. Sigur că toate astea lasă urme, fiecare dintre noi are cicatricile lui. Dincolo de astea, există o experiență pe care fiecare dintre noi a acumulat-o. Există multă dorință de a ajuta și fiecare dintre noi găsește pe undeva puterea de a o lua de la capăt, știind că în garda următoare sunt alți pacienți care vor avea nevoie de ajutorul nostru. Da, colegii mei difuzează imagini filmate chiar de dumneavoastră la intervenții, dar să știți că de foarte multe ori noi, cei din exterior, privind la un astfel de eveniment și văzând toate încercările de resuscitare, care, din nefericire, de multe ori nu se termină în mod favorabil, prima întrebare care ne vine în minte, cum reușește medicul de pe ambulanță care face aceste manevre de resuscitare, minute în șir și nu se lasă și nu se lasă și nu reușește într-un final, cum reușește să se totuși protejeze de impactul acesta al nereușitei?
te gândești că data viitoare vei reuși. Te gândești că data viitoare cel pe care îl vei ajuta va duce la bun sfârșit lupta pe care a început-o și în care tu ești alături. Există și situații fericite, adică există situații fericite în care chiar te bucuri pentru reușita pacientului, că nu e reușita ta, e reușita pacientului în sine. Și atunci când vezi că lucrurile au mers bine, când te întâlnești cu oameni pe care știi că i-ai ajutat, i-ai tratat, găsește acea forță interioară de a merge mai departe. De foarte mulți ani lucrați, da? Ca și medic urgentist. Câți mai exact? Dacă mă gândesc că m-am angajat ca medic specialist la 1 iulie 98, înseamnă că anul viitor voi avea un sfert de veac. Domnule doctor, v-ați gândit vreodată să renunțați la partea aceasta, cel puțin, de medic pe ambulanță? Da, te gândești, pentru că la un moment dat intervine o anumită uzură, intervine o anumită oboseală, dar există ceva care te face să continui. Cel puțin aici, la Cluj, elanul și entuziasmul celor tineri, celor care vin din urmă, te molipsesc și te fac să mergi mai departe, chiar dacă nu mai faci, să zicem, 2, 3, 4 găzi, mai faci una, două pe lună, dar tot le faci și din plăcerea de a lucra în prespital, dar și de dragul celor alături de care lucrezi. Chiar am văzut și aici la ISU Cluj foarte mulți tineri, vorbeam asta și cu domnul general, de faptul că totuși într-o perioadă în care tinerii par să aibă cu totul alte preocupări, iată-i alegând această meserie, așa se întâmplă și la dumneavoastră, observați că tot mai mulți tineri sunt implicați și dornici să facă o astfel de meserie cu toate greutățile care sunt, cred, previzibile, da? De la bun început. Noi avem o tradiție, așa cum spunea și domnul general, tradiția voluntariatului în Cluj este cunoscută. Noi le oferim posibilitatea voluntarilor noștri de a lucra, de a pune în practică ceea ce învață la facultate. Ei ne oferă, în schimb, entuziasmul lor și dorința asta permanentă de a lucra. Și atunci, din această simbioză, din ceea ce noi oferim, din ceea ce ei ne oferă, acest serviciu renaște și întinerește în permanență și merge mai departe. Domnule doctor, chiar în ultimele secunde ale discuției noastre, aș vrea să-mi spuneți cum vi se pare această relație, cât de importantă este să fie atât de sudată, de fapt, relația dintre ISU și SMURD în cadrul unei misiuni de salvare. Este esențială. SMURD nu ar exista fără ISU. Și această colaborare pe care noi o avem la Cluj face ca lucrurile să mergă bine. Nu se poate altfel. Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici. Mult succes, răbdare, inspirație, putere. Nu știu ce să vă mai doresc pe mai departe. Să fiți acolo pentru cei care au nevoie. Mulțumesc. Noi mergem acum la colegul meu, Antonio Miclea. Am tot vorbit noi de tineri, am tot vorbit de schimb de generații și cred că el poate să vă facă lumină în domeniul acesta. Bun găsit, Loredana, bun găsit tuturor. Așa este, profit și eu de această oportunitate și le spun la mulți ani pompierilor. Alături de mine sunt doi eroi și pe cât de măreț ar suna acest cuvânt, eu cred că este unul potrivit atunci când vorbim despre persoane care salvează vieți. Este adevărat, vorbim despre tineri eroi. Doi dintre ei sunt alături de mine, locotenent Cosmin Gârbău, dar și plutonier Răzvan Iluțan. Sunteți recenți intrați în această frumoasă familie ISU Cluj. Vreau să vă întreb, începând cu tine, cum ați ales acest drum, ținând cont că sunteți de 3-4 ani în acest domeniu, ce v-a convins să veniți aici și nu în alt domeniu, poate IT sau ce caută tinerii? Eu mă consider puțin mai norocos, pentru că la noi în familie această meserie merge din tată în fiu și am avut ocazia să văd de mic copil ceea ce înseamnă această meserie. Mi-a plăcut ceea ce am văzut. Am urmat cursurile școlii de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, iar în urma repartiției am ajuns acasă, la Cluj. Bun, trecem și la colegul de la Voedina. Pe tine ce te-a atras până la urmă în acest domeniu? Îmi permis să vorbesc așa, pentru că suntem cam de aceeași vârstă. Eu am ales jurnalismul, tu să salvezi vieți. De ce? Salut, Toni! Povestea mea a început în clasa 12-a, când tatăl meu m-a întrebat ce vreau să fac cu viața mea și am spus să-mi spun o meserie respectată, nobilă și curajoasă și mi-a zis să vin la pompieri. Asta ar fi un prim motiv, îndemnul tatălui meu. Iar al doilea motiv a fost deoarece bunicul meu și-a dorit mereu să
aibă în familie pe cineva în armată sau într-o meserie cu profil militar. Și din această cauză, datorită acestui fapt, am ales cariera la pompieri în memoria bunicului meu. Și odată ajuns în acest domeniu, ce ai descoperit? Cum este? E așa conform așteptărilor sau te uimește ce ai găsit? Această meserie întrece orice așteptare, deoarece în fiecare zi ne lovim cu situații noi, cu misiuni noi, cu intervenții deosebite la care trebuie să acționăm din instinct și să fim pregătiți pentru a face față cu brio la orice misiune. Vorbim puțin despre misiuni, vin la colegul tău. Cât de dificil este ca tânăr în acest domeniu să participi la misiuni unde vedem poate blocuri care ard sau accidente în trafic? Cât de greu este pentru voi, aflați la început de drum? Nu este neapărat greu, atâta timp cât îți place ceea ce faci, te pregătești continuu în această meserie, în fiecare tură de serviciu, pregătindu-te împreună cu echipa ta, cu colegii tăi, cu cea de-a doua familie pe care o ai la locul de muncă, ar trebui să depășești orice problemă și să faci față la orice situație de urgență pe care o întâmpini. Bun, și dacă punem punct la punct aceste ingrediente, să spun așa, spre cariera de pompier, ați putea recomanda și altor tineri să intre în acest domeniu dacă sunt educați, bineînțeles, și mai apoi își găsesc un detașament? Bineînțeles. Toată lumea poate să încerce dacă crede că îi place această meserie, dacă are dragoste pentru țara lui, pentru patrie și pentru această meserie de salvator, care de fapt este mai mult decât atât, este un stil de viață. Un stil de viață ordonat, organizat, asumat. Dacă crezi că poți să faci față la aceste lucruri, să fii un militar în adevăratul sens al cuvântului, nu este nicio problemă. Bun, într-adevăr sunteți militari, însă vreau să ne spui puțin cum este viața de zi cu zi în pompieri, cum este echipa, cum interacționezi cu ei, cu toate că poate sunt persoane, colegi, mult mai înaintați în vârstă. Cum e relația dintre voi în echipă? Deoarece eu sunt locțitor comandant detașament în cadrul detașamentului de pompieri Huiedin, iar programul meu diferă puțin de cel al turei de serviciu. Programul meu începe la ora 8 până la ora 16, timp în care eu și cu pompierii de la Huiedin ne pregătim, facem antrenamente pe partea sportivă și pe partea de specialitate. Având acest program, pot să zic cât de cât strict, noi trebuie să învățăm să facem față situațiilor care pot apărea. Trebuie să fim pregătiți atât de, din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental. Bun, mulțumim foarte mult, vă urăm mult succes în continuare și să aveți succes la intervenții, bineînțeles. Revin la colega mea, Loredana, care va pregăti și alte discuții cu alți invitați la fel de important și care până la urmă sunt eroi. Așa este, Tony, îți mulțumim pentru intervenția ta, pentru că ne-ai făcut cunoștință cu tânăra generație, iar acum eu trec la generația cu mai multă experiență. Alături de mine, plutonier, ajutant șef Buzgău Pavel de la detașamentul Dej. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc pentru invitație, plăcerea este de partea mea. Să știți că noi încercăm astăzi să aflăm cumva și anumite povești, nu știu, intervenții care au lăsat acolo o urmă, care v-au impresionat și despre dumneavoastră am aflat că erați liniștit în concediu când ați fost pus într-o anumită situație și fără să stați pe gânduri ați acționat, pentru că acesta este instinctul probabil. Dacă ne-ați putea povesti despre această întâmplare, să știți că v-am fi recunoscători. Da. Eram într-un weekend de relaxare împreună cu familia și niște prieteni și copiii prietenilor noștri știau că sunt pompier și au venit la un moment dat: Pavel, arde ceva acolo, ia să fum. Stând liniștit, am întrebat: bun, dar ce culoare are? Negru. Oh, zic, stați liniștiți, au dat cineva foc la cauciucuri. După câteva minute, au venit agitați și gâfeau: arde, deja e roșu și ia să fum. Ieșind afară din pensiunea în care stăteam, am văzut că focul, deja flăcărele erau mari, am auzit cum trosneau, mi-am dat seama că nu era departe de noi și ne-am dus să vedem despre ce-i vorba în principiu. Și copiii fascinați: venim cu tine. Haideți. Când am ajuns acolo, ce m-a făcut să intervin a fost faptul că am înțeles că în încăpere erau două persoane rămase blocate. N-am mai stat pe gânduri, mi-am dat seama că încă era timp ca să le salvăm și am intrat și am încercat să le scot de acolo. Extraordinar. Ne spuneați de copii, că erați cu copii. Sunt foarte curioasă
Ce impresie au copiii despre activitatea tatălui? Trebuie să fac o precizare. Nu erau copilașii mei, erau copilașii prietenilor noștri. Dar oricum copiii sunt fascinați. Am văzut și când e vorba de ziua porților deschise, mai ales în cadrul ISU Cluj, de exemplu, că vin cu foarte multă deschidere, sunt curioși. Îi fascinează tot ceea ce înseamnă salvare. Salvare la modul acesta foarte special și inedit cumva pentru ei până la momentul respectiv. Și atunci fiind copii acolo de față, clar au avut o anumită, nu știu, atitudine față de tot ceea ce s-a întâmplat. Da, ei erau foarte încântați de ce era acolo și de activitatea în sine care avea loc, flăcările, gălăgia, căldura. La un moment dat, soția suna pe cei care au plecat cu mine, cea de repede copiii să nu se sperie că nu-i locul lor acolo. Dar, într-adevăr, pentru copii e ceva deosebit, e ceva nou, ceva unic, care le câștigă inima, îi fascinează. Cred că toți, mai mult sau mai puțin, ne-am dorit în copilărie să fim pompieri. Așa este. Cum ați reușit așadar să finalizați această intervenție? La un moment dat a venit un coleg care era în timpul liber, și el, pompier, de la Sighet, ocazie cu care aș vrea să-l salut. Bună, Daniel, mă bucur să fi colaborat împreună. Și noi știm că meseria asta nu e o meserie individuală, e o meserie de echipă și împreună am intrat în încăpere, am căutat persoanele și nu a fost mult mai ușor sau ne-am descurcat mai bine împreună să le scoatem. Deci a fost un efort comun, o misiune comună, o reușită comună. Să știți că noi avem și fotografii care să mulțumesc. Dovedească ceea ce ne povestiți dumneavoastră și să știți că nu putem decât să vă felicităm. Într-adevăr, asta înseamnă să fii erou, ca indiferent în ce circumstanțe și dacă ai sau nu uniforma la tine, să acționezi pentru a salva vieți omenești. Vă mulțumesc că ați fost astăzi. Și eu vă mulțumesc. Plăcerea a fost de partea mea. Nu mi-am dorit niciodată să fiu erou. Mă consider un om normal, un om care trăiește cu pasiune pentru ce face. Și nu pot decât să doresc tuturor pompierilor din România la mulți ani. La mulți ani le spunem și noi. Eroi de regulă sunt și modești. Vă mulțumesc tare mult. Noi mergem mai departe și mai avem un material pentru dumneavoastră de această dată despre activitatea pirotehniștilor. Astăzi am executat o misiune de distrugere a muniției asanate de pe teritoriul județului Cluj. Muniția provine din misiunile de asanare. Cetățenii descoperă în urma unor lucrări agricole sau unor săpături aceste elemente de muniție pe care noi le ridicăm, le depozităm temporar și pe urmă le distrugem, ceea ce am făcut și astăzi. Muniția care a fost depozitată, am ridicat-o cu autospeciala pirotehnică, am transportat-o la poligonul de distrugeri, unde am introdus-o într-o groapă, peste care am adăugat o încărcătură activă de exploziv ca să inițiem aceste elemente de muniție. După ce ne-am retras la o distanță de siguranță, am inițiat această încărcătură activă și am distrus toate elementele de muniție care le-am avut. Astăzi, când cetățenii descoperă aceste elemente de muniție, chiar dacă nu au certitudinea că sunt elemente de muniție, cel mai bine ar fi să nu sape în continuare sau să nu le mai atingă, să sune la numărul unic de urgență 112 sau la postul de poliție local să anunțe. Noi venim și le ridicăm, constatăm dacă este o muniție, un element de muniție, le ridicăm și le depozităm temporar. Obligatoriu să nu le atingă și să nu mai efectueze săpături în zona în care au fost descoperite. Cinci, patru, trei, foc! Mai departe despre această frumoasă carieră, despre intervenții memorabile, împreună cu următorii mei invitați, onorată să-i am alături de altfel. Alături de noi, așadar, Maior Cosmin Șerbu, detașamentul 2 Cluj-Napoca. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți aici. Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație și ne bucurăm să fim împreună în această zi. De asemenea, capitan Vlad Bogdan, detașamentul Turda. Vă mulțumesc.
Bine ați venit și dumneavoastră și capitan Andrei Bărean, detașamentul 1 Cluj-Napoca. Mulțumiri că sunteți aici și la mulți ani tuturor! La mulți ani, mulțumim și noi pentru tot! Mulțumim. Tineret, mândria țării, ce să zic mai departe? Încep cu dumneavoastră, domnule Șerbu, sunteți originar din Megidia? Da, județul Constanța. Și totuși ați străbătut toată țara, da? Taman în capătul opus și ați ajuns la Cluj-Napoca. De ce? În urma finalizării studiilor... Și să ridicați microfonul un pic să vă și auzim. În urma finalizării studiilor la Academia de Poliție Alexandru Iancu Guza București, mi-am ales ca și opțiune Cluj-Clujul, ca și județ, iar la începutul carierei mele am fost detașat la Cuiedin, la Cluj-Napoca, iar în momentul de față sunt comandant la detașamentul 2 Cluj-Napoca, detașamentul 2 de pompieri Cluj-Napoca și... Vă declarați mulțumit, nu, de alegerea făcută? Da, foarte mulțumit. Asta e important. Da. Știu că dumneavoastră ați coordonat două dintre marile intervenții ale anului, respectiv ce s-a întâmplat la blocurile din Florești. Dacă puteți să ne dați câteva detalii și să ne și spuneți ce înseamnă o astfel de intervenție până la urmă. Da, au fost două dintre intervențiile mai dificile cu care noi ne întâlnim în misiunea noastră și în activitatea pe care o desfășurăm. Au fost intervenții care, din cauza complexității structurii imobilelor, au devenit o intervenție mai dificilă. Împreună cu colegii mei am reușit să facem față solicitărilor și am reușit să lichidăm incendiu fără a avea pierderi de vieți omenești sau decât pagube materiale în cele două intervenții pe care le-am coordonat. Ce contează cel mai mult într-o astfel de intervenție? Să intervii foarte prompt sau să realizezi efectiv unde trebuie să intervii prima dată? Ca și intervenție, primul și primordial pentru noi este salvarea vieților omenești. Iar cu cât intervenim mai repede într-o astfel de activitate, cu cât intervenim mai repede, cu atât este mai bine pentru limitarea și în vederea propagării incendiului. Da, deci timpul este foarte important. Timpul este foarte important de fiecare dată. Domnule capitan Bogdan, sunteți absolvent al Academiei Forțelor Terestre. Ce înseamnă asta? Da, așa este. Am absolvit Academia Forțelor Terestre în anul 2013, la Sibiu. Am urmat 3 ani profesional la ISU Porol ISU Sălaj, iar din 2016 activez la ISU Avram Iancu, având în vedere că sunt și născut și crescut în municipiul Turda. Este o onoare pentru mine să pot să-mi desfășor activitatea în cadrul ISU Avram Iancu. Da, să știți că am discutat puțin și înainte de emisiune și v-am văzut așa vorbind cu foarte multă mândrie despre turdenii dumneavoastră, da, pe care aveți acum sub aripă. Sunteți acolo la datorie pentru ei. Dați-ne câteva detalii despre problemele pe care le întâmpinați acolo la nivel de necesitatea intervențiilor din partea dumneavoastră. Știu că și acolo, cum s-a întâmplat de fapt în multe alte locuri, au existat probleme cu incendiile de vegetație anul acesta. Da, așa este. Detașamentul de pompieri Turda are un raion de intervenție foarte dinamic. Avem zone de montane, zone de pădure, atât pădure de foioase cât și de conifere, care ne pun în dificultate atunci când vine vorba despre un incendiu. Misiunile sunt foarte diverse în cadrul detașamentului de pompieri Turda, dar pregătirea personalului face ca misiunile pe care le avem să fie duse la bun sfârșit cu succes. Exemplu stând și faptul că o mare parte din cadrul detașamentului pompieri Turda face parte din lotul sportiv al ISU Avram Iancu al județului Cluj, care s-a calificat la etapa națională. Da, voiam să precizați mai multe lucruri despre asta. Deci alocați o mare atenție înspre tot ceea ce înseamnă pregătire, da? Pregătirea este foarte importantă atunci când vorbim de misiunea pe care noi o desfășurăm zi de zi. Este o misiune care nu încetează. Trebuie să fim în permanență pregătiți și într-adevăr ne înclinăm și ne orientăm spre pregătire și spre bunul mers al activităților. Domnule capitan Bărăian, mă uit înspre dumneavoastră, un băiat atât de tânăr, capitan, cum ajungi acolo? Știu, muncă, disciplină, ne-a spus domnul general, pasiune, vocație, da? Dar cumva așa cu mare respect privesc înspre dumneavoastră, să știți. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând la mulți ani tuturor pompierilor și vreau să vă spun că nu este ușor, ai nevoie de foarte mult sprijin și în primul rând din partea familiei.
Familia este cea mai importantă, cea care te sprijină și este acolo lângă tine. Dacă familia este lângă tine, totul merge strună, să zic așa. Așa este. Dumneavoastră, să spun, sunteți cumva cu experiență mai multă în ceea ce privește accidentele rutiere unde e nevoie de descarcerare. Știu, ne ferim cumva și să ne gândim la asta și atunci iarăși ne imaginăm o astfel de situație și ce înseamnă să intervii la momentul respectiv, ce înseamnă să treci de impactul vizual, ce înseamnă să-ți găsești forțele să ajungi acolo unde trebuie și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți în mod concret ce înseamnă de fapt această activitate de descarcerare și cum faceți față dumneavoastră. În primul rând înseamnă foarte, foarte multă pregătire, cum zicea și colegul meu. Și mie îmi place, după experiența trăită în urmă cu vreo lună și ceva, când am avut acel accident între cele două tiruri lovite frontal cu doi încarcerați, ambii șoferi, mi-a plăcut după aceea să stau să analizez și am vrut să ne asimilăm așa cu actorii, zic eu. Și la fel ca și la ei, sunt foarte multe asemănări, trebuie să pregătească continuu, să exerseze, iar atunci când vine momentul, sigur, la ei este diferit, lumea merge la un spectacol. La noi, când sună alarma și vine momentul acela dificil, trebuie să intrăm în scenă. Și la fel ca și ei, nu putem să intrăm nepregătiți, trebuie să fim acolo, prezenți, să luăm cele mai bune decizii, pentru că la noi nu este simplu că avem un spectacol și l-am ratat, îl facem pe următorul. Nu ne putem juca. Viața omului, nu mai putem aduce nimic deloc înapoi și orice decizie contează și cu acest lucru efectiv nu putem să riscăm nimic. Și atunci trebuie să fim prezenți în acel moment. Cât de frumos și de bine spus. Vă mulțumesc din suflet tuturor, vă felicit pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce realizați în fiecare zi. Este astăzi Ziua Pompierilor, noi venim de fiecare dată cu respect aici și cu fapte concrete, de aceea încercăm să smulgem de la dumneavoastră din partea de intervenții. Știu, nu ne dați multe detalii, dar vă privim într-adevăr ca pe niște eroi și pentru asta nu putem decât să ne închinăm în fața dumneavoastră. Vă mulțumim! Vă mulțumim și noi! Mulțumim frumos! Și eu îi dau din nou legătura colegului meu, Antonio Miclea, pentru că vrem să le cunoaștem și pe doamnele din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Avram Iancu din Cluj-Napoca. Așadar, Toni, ai legătura și cred că te simți chiar onorat. Așa este, mă simt onorat să fiu alături de eroi. Continuăm să vorbim despre aceștia, dar și despre cât de complexă este structura ISU Cluj, pentru că atunci când este vorba de a ajunge la timp la o misiune, vorbim despre o armată întreagă de oameni de aici, de la ISU, care se ocupă atât de echipele de teren, însă acum vom vorbi și despre cei care sunt aici la birouri și lucrează la formarea și coordonarea pompierilor. Alături de mine sunt două doamne, la mulți ani vă spun, doamna locotenent Bianca Șoloc de la Centrul de Formare SMUR, dar și doamna plutonier major Ioana Olariu. Aș începe cu dumneavoastră pentru că trebuie să vă mărturisesc că am prieteni care vor să vină la pompieri, însă își pun această problemă că poate nu vor ajunge în județul dorit. Dumneavoastră știm că veniți din București la Cluj, deci se poate. Să ne spuneți un pic despre mutarea aceasta, cum de ați venit la Cluj. Așa este, cariera de militar am început-o în anul 2006, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență de Aluspirie al municipiului București, detașamentul de pompieri Palatul Parlamentului, dar viața m-a adus în mijlocul Transilvaniei, căsătorindu-mă, iar în 2012 am început ca subofițer în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avram Iancu al județului Cluj, detașamentul de pompieri Turda. Bun, știm că în momentul de față dumneavoastră sunteți vocea din spatele echipelor care vin la intervenții. Să ne spuneți ce înseamnă acest lucru, cât este de complicat să știți să trimiteți echipele care trebuie să intervină în locul potrivit. Așa este. Eu sunt eu ocup funcția de radiotelefonist în cadrul detașamentului de pompieri Turda. Preiau intervențiile și chiar dacă nu sunt prezentă fizic alături de colegii mei, eu sunt cea care îi coordonez, cea care țin în permanență legătura cu ei din momentul deplasării și până la întoarcerea lor în subunitate. Bun.
Trecem și la colega dumneavoastră, vorbim și despre formarea pompierilor, dar la început vreau să vă întreb tot așa despre ceea ce v-am convins să faceți pasul acesta în meseria de militar la ISU Cluj. Bunicul și tatăl meu au lucrat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Pot să spun că viziunea asupra meseriei de pompieri mi s-a înfiripat încă de când eram mică. Și în același timp l-am avut exemplu pe tatăl meu, care mi-a insuflat într-o oarecare măsură această meserie. Eram fascinată când îl vedeam purtând uniforma de pompier și această imagine mi-a rămas în minte. Este o imagine în care îl văd un sprijin, un om care mi oferea siguranță și era alături de mine. Bun, și știm că ați dus activitatea dumneavoastră la un alt nivel, în sensul că pregătiți pompieri, le faceți instructajul în ceea ce înseamnă resuscitare, descarcerare. Să ne spuneți concret, ne simțim ca la facultate când venim aici la centru de formare sau cum le predați aceste lecții? Așa este. Lucrez în cadrul centrului de formare care pregătește subofițerii care încadrează echipajele de prim ajutor. Ținem cursuri de prim ajutor și pentru voluntarii care fac parte din programul Salvator din Pasiune și efectiv îi pregătim pentru teren, pentru ceea ce trebuie să facă ei în teren, să salveze vieți. Și reușesc să salveze, pentru asta vă felicităm, vă vedem zilnic pe drumuri, la intervenții, ne-am dorit să nu fie chiar așa, însă reușiți să faceți în așa fel încât să salvați vieți. Revin la dumneavoastră și vreau să vă întreb ce le-ați transmite unor domnișoare care poate se gândesc ca în viitor să fie pompieri asemeni dumneavoastră. De ce ar trebui să facă pasul acesta în această frumoasă meserie? Convingerea că meseria pe care o practicam înainte nu era ceea ce îmi doream. Eu fiind o femeie dinamică, energică și cu dorința de a ajuta oamenii, chiar îi îndemn și mai ales pe femei să îndrăznească, chiar dacă se spune că este o meserie a bărbaților, să nu se lase descurajate și să vină alături de noi. Până la urmă și dumneavoastră aveți rolul bine stabilit aici, nu contează până la urmă dacă suntem femei sau bărbați. Revin la dumneavoastră să ne spuneți tot așa un sfat sau o idee de bază în ceea ce privește alegerea acestui domeniu, chiar dacă se uită la noi domnișoare sau doamne care vor să facă o schimbare. Meseria de pompier înseamnă să fii iubit și apreciat de semenii tăi. Aș îndruma orice persoană care visează să ajungă pompier să nu se oprească din a-și îndeplini visul, pentru că poți să ajungi și să faci ceea ce îți dorești dacă depui efort, dacă faci sacrificii, iar rezultatele și dorințele pot să ajungă realitate. Mai am o întrebare pe care cred că intuiesc răspunsul. Ați renunțat la această meserie după atâția ani în care ați văzut ce înseamnă? Eu nu. Dumneavoastră? Nu, cred că este cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Bun. Până acum. Eu vă mulțumesc încă o dată și în numele celor care ne urmăresc pentru că salvați vieți și de aici din birou coordonați echipe. Revin la colega Loredana care în continuare prezintă povestea a eroilor de aici de la ISU Cluj. Așa este, îți mulțumesc, Toni. De data aceasta, pe final de emisiune, vorbim și cu voluntarii. Alături de mine, în continuare, general de brigadă Ion Moldovan, inspector șef ISU Cluj. Vă mulțumim că sunteți aici și pe finalul acestei ediții speciale de Ziua Pompierilor. Și ni s-au alăturat Richard Șipoș, voluntar în cadrul detașamentului Dej. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Și Andrei Pop, voluntar, detașamentul 1 Cluj-Napoca, de asemenea, mulțumiri că ești aici. Mulțumesc de invitație. Am mai spus pe parcursul acestei ediții că am văzut foarte mulți tineri, la fel mă uit cu mândrie înspre voi și spuneam că e foarte interesant să ne uităm înspre tineri în general, într-o societate în care, sigur, tinerii au diverse orientări, diverse atribuții, diverse preocupări, să le spunem, și iată-vă pe voi aici,
la datorie. O să te rog, Richard, să ne spui povestea ta. Ești elev în clasa 12-a. De când ești voluntar în cadrul acestui detașament? Sunt voluntar din anul acesta. Am fost seara din martie. Și până acum, cum a fost pentru tine experiența aceasta? Ce calități crezi tu că trebuie să aibă cineva care participă la astfel de intervenții? După părerea mea, să aibă foarte mult devotament pentru meseria asta și atracție. Tu așa ai privit în momentul în care ai ales să faci asta? Sau ai și o satisfacție anume, inclusiv denumirea de voluntar, când faci ceva pentru a ajuta pe cineva, benevol, da? E din start cumva un lucru care îți aduce satisfacția de care probabil ai nevoie. Satisfacția e una foarte imensă, cel puțin pentru mine, dar bănuiesc că și pentru colegii mei la fel, în momentul în care putem să mergem la intervenție alături de colegii noștri și până la urmă suntem bucuroși pentru că ajutăm pe cineva. Și să învățați de la colegii voștri care deja sunt acolo, lucrează de mai mulți ani, bănuiesc că e foarte important să furați meserie, să spunem. Da, am învățat foarte multe și de la colegii noștri și de la cursul pe care l-am făcut aici la sediul inspectoratului. Da, iată ce importantă este pregătirea. Andrei, o să te rog și pe tine să ne spui de când faci voluntariat. Eu am început voluntariatul anul trecut, prima gardă fiind în noiembrie și până în momentul de față. Și tu ești tot elev în clasa 12-a? Da, tot în clasa 12-a. Spune-ne, nu știu dacă te-a impresionat ceva până acum în mod special, pentru că probabil sunt tineri care și acum se uită la noi și poate ar vrea să știe efectiv care este activitatea voastră. Impresionat, pot zic în sens bun, a fost o intervenție care am avut-o în iulie, care a menționat-o și domnul capitan, cea cu accidentul cu două tiruri. Eu încadram alt auto special care, din întâmplare, aflându-se în misiune, am văzut și accidentul. Și noi am fost cumva primii care am ajuns. Și așa a fost și primul meu accident la care a fost cu descarcerare. Și faptul că ai reușit să treci peste impactul acesta înseamnă că ești pregătit pe mai departe, da? Așa sper. Așa. Și am încredere. Domnule general, mă îndrept acum către dumneavoastră. Ați mai spus despre importanța voluntariatului, dar o să vă rog, pentru că suntem pe final, să mai subliniem o dată asupra nevoii pe care o aveți în legătură cu acești voluntari. Atât de multe intervenții, ni le-ați menționat deja și cele de anul acesta, în care o mare parte din baza pe care vi-o puneți se îndreaptă înspre acești voluntari. Da, cu siguranță ei sunt parte din echipa noastră. Am văzut-o de mult timp acest lucru. Am văzut de mult timp acest lucru și să știți că întotdeauna îi considerăm ca fiind dintre ai noștri. Sigur, meritul este al lor. Meritul este al lor pentru că vedem în ziua de astăzi foarte mulți tineri preferă să facă altceva. Ei își sacrifică timpul liber pentru a veni aici. A veni aici și, nu în ultimul rând, a participa la intervențiile la care mergem și noi și a salva oameni. Cred eu că sentimentul este unic pentru ei atunci când văd că pot să ajute oamenii aflați în nevoie. Și asta o vedem pe chipurile lor, o vedem în fiecare zi prin atitudinea lor și prin felul lor de a fi. Sigur că nu cer nimic pentru acest lucru. Și asta este un lucru extraordinar de bun. Nu cer nimic, dar primesc foarte mult. Sunt absolut convinsă. Suntem pe final, domnule general. Aș vrea să vă las dumneavoastră cuvântul de final. Așa cum spuneam, este ziua pompierilor. Sunt convinsă că vreți să transmiteți un mesaj de final și acela să includă cumva și mândria aceasta de a fi pompier. Da. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră că ați făcut posibil această zi frumoasă pentru noi. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor noștri care au fost astăzi la activități și sunt astăzi la datorie și să-i asigur că suntem și vom fi aproape de ei
Și nu în ultimul rând, ei o să vă asigure prin felul lor de a fi că sunt aproape de toți oamenii care au nevoie. Vă mulțumim pentru asta, vă mulțumim că ați fost aici, vă mulțumim tuturor pentru că sunteți în fiecare zi acolo unde e nevoie de dumneavoastră. Așa sună sirenele și le auziți cu siguranță în fiecare zi, moment în care toată lumea, sigur că da, se pune pe poziții și ajung acolo unde e nevoie de salvare de vieți omenești. Respect pentru acești eroi, ne bucurăm că am fost aici, ne bucurăm că am putut sărbători alături de ei. La mulți ani pompierilor români, iar dumneavoastră mulțumiri că ne-ați urmărit. Numai bine!